O parte dintre lifturile Spitalului Județean de Urgență Slatina au fost înlocuite, iar altele urmează în luna iunie. Vechi de zeci de ani, acestea se defectau frecvent, iar cadrele medicale erau nevoite să transporte pacienții pe scări. În curând, spitalul va scăpa de această problemă. De asemenea, vor fi recepționate și o parte dintre lucrările de modernizare a spitalului. Săptămâna viitoare vom avea recepția pentru lucrările din blocul materno-infantil. De fapt, pe 31 mai, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean, Old Marius Oprescu, vom avea o vizită de lucru pe aceste secții. Clădirea de la medicală, dar și fosta creșă numărul 1 din Slatina, acolo unde va fi mutată psihiatria, urmează să intre în renovare. A fost termenul de depunere a ofertelor pentru licitația pentru reabilitarea corpului medical, în care există oncologia și gastroenterologia. S-a prezentat o firmă și se află în evaluare oferta acestei firme. A apărut în SEAP lucrarea de reabilitare și de extindere a creșei 1, acolo unde vom muta secția de psihiatrie. Termenul de depunere a ofertelor este pe 12 iunie. Se fac demersuri și pentru achiziționarea de echipamente medicale. Consiliul Județean Olt va aloca o sumă importantă pentru acestea. Suntem în ultima fază a procesului de evaluare pentru licitația de echipamente medicale, pentru linia chirurgicală laparoscopică, pentru aparatul radiologic, pentru linia de facoemulsificare și pentru aparatul de anestezie, în valoare totală de 3 milioane de lei, fonduri asigurate de Consiliul Județean. Cred eu că săptămâna viitoare vom avea câștigătorii pentru toate aceste echipamente. Următoarea clădire care va intra în reabilitare va fi corpul central al spitalului, care are mare nevoie de reparații capitale. În prezent se așteaptă ca cei de la Compania Națională de Investiții să liciteze lucrarea de reabilitare, această etapă a proiectului urmând să aibă loc în luna iunie.